Salutări și bine v-am găsit la episodul 3 din seria noastră de Take It Light alături de Rareș. Cracks! Cracks! Mă duc un deșert să-mi bălăcesc capul în nisip. Nu Cracks. Ba da. Dar Rareș. Cracks. Am mai găsit o mină de aia mare. Aici. N-am intrat în ea. Hai să ne gândim. Ce facem? Bă, ar trebui să începem casa. Aia mare, mare? Da. Eventual știi cum să facem? Începem așa câte o parte. Oooo, ce idee, frate! Deci nu ai mai văzut așa ceva. Gigel. Auzi, Gigel? Nu, e absurd. Hai zi. Mă apuc să fac tehnologie. Ce să faci? Tehnologie. Nu acum, dar nu în căsuța asta, e prea mică. Nu, fac numai un generator și un macerator. Și unde vrei să le pui? Păi generatorul aici și maceratorul aici. Păi și cum le dăm curent? Pe sub. Oh, Andrei, cât de dur. Mă apuc de... Arăt eu, tu te apucă de casă, deci să vedeți. Dar n-am idei, mă duc să caut jungle chestii. Mă duc, îmi trebuie mai multe feluri de wood. În primul rând. Uite aici, copaci. Așa. Din toate felurile. Eu mă duc să mi-a... Oh, ne trebuie refined iron, ne complicăm. Mamă, ce repede sparge Betalex-ul. Refined iron-ul din ce se făcea? Din iron topin. Da, fier topit. Ok. Și ne trebuie un iron furnace. Îl facem în modul economic. Dar explică și tu modurile, știi? Din modul ăla avem iron furnace sau ceva. Ok, ok, deci... Acum, lucrăm cu modul industrial craft. Doamnelor și domnilor, este o chestie... Rubber, am găsit de ăștia de rubber. Oh, bun. Dar nu au niciunul, cred. Aba, da, are unul. Chiar, bă, că ne trebuie rubber pentru ăștia. Dă, fă un tritep. Vine acum. Deci acum facem o șmecherie cu care practic poți să iei rășina din anumiți copaci speciali. Pe haide. Dar se face seara, hai să ne culcăm. Hai că vin. Bate palma. Bă. Am zis, bați palma. Ai mai bun 3 joi de fier. Hai, dormi. Eu sunt în pat. Și eu. Bun. Ei, dă că mă duc să iau eu. Hai, vine și tu. Dar vreau să fac tritep. Nu, unde? Hai că zic, ai făcut tritep? Ai făcut tritep? Da. Mai fac și unul, Sam. Trebuie să le arăt la... Nu mai știu cum se face. Cum hai că am făcut cea? Eu. Cum se făcea, mă? Andrei, zi-mi. Că nu mi le arată. Colțul din stânga jos, mijlocul din stânga, mijloc... Da, l-am făcut din aici. Făcusem eu, dar făcusem figura... Bine, dar făcusem în partea cealaltă. De unde ai tu steak? De bunaticule. Și mie nu-mi dai. Mie de ce nu-mi dai? Unde este? Hai să omorăm vaci. Nu, hai că avem mâncare, îți dau mâncare, nu mai omorâi. Mi-a dat 4 cărniți. Dă-mi. O, Andrei, de prietenos! Stai, te mai ai și asta și de astea, băi. O, Andrei. Hai, acum arată-mi unde e ăla ca să explic. Vino. Unde? Aha. Aho. Aho, marinari. Ah, aici, în pădure? No. Un deșert! Deci... Aici am luat eu lemn. Așa arată copacii din care poți să iei rubber. Te uiți în jurul lor și... Am cules prima rășină. Dar trebuia eu să arăt. Dar nu, uite am... Uite aici, undeva o să vedeți pe trunchi o pată din aceasta. Dați click dreapta cu tritepul în mână și vă dă niște rășină. Cu care după aceea puteți să faceți rubber, adică cauciuc. Cu care faceți tot felul de lucruri, cum ar fi cabluri, care sunt unul dintre cele mai de bază lucruri în
modul Industrial Craft. Și acum eu ce mai fac? Cureg așa pe lângă rubber-ul, ce le fac? Sparg frunzele mai puțin aia de sus, nu? Da. Nu, spargi frunzele numai de pe laturi. Da, exact. Am mai cules, am 5 sticky resin, acum 8. Bun, acum facem un alt lucru din Industrial Craft, adică un Iron Furnace, care se poate face exact cum am făcut eu, sau pur și simplu punând iron în forma asta, dar nu vrem să-i rosim iron. Haideți, punem acum sticky resin-ul l-a făcut, se va face niște rubber. Ce ne mai trebuie? Ne trebuie o baterie. Ei, asta se face cu niște redstone, tinichea și niște cablu din cupru care se face în mai multe moduri. Aici pare cam complicat pentru că sunt două tipuri de rubber. Am făcut intrarea ca Chuck Norris. Unul din modul Industrial Craft și celălalt din alt mod. Oh, nu ne ajunge. Cât rubber mai ai? Cât sticky resin mai ai? 8. Ah, bun, pune-l în furnace. Am pus. Ne trebuie 6 minim. Bun, să spunem că ne ajunge fierul, băgăm și niște tinichea pe acolo așa. Tinichea pe acolo așa. Și unde e restul? Nu trebuie restul, dăm restul. Nu știu în ce rest. Bă. A, uite aici. Stai că l-am luat eu și îl punem aici. Gata. Bun. Hai, s-a făcut rubber destul. Ne trebuie cu... Dar ce caută cobblestone-ul în chestul de minereuri? Nu e chest de minereuri, e chest de mino. Și chestii despre... E gestul cu chestii din pământ. Bă, eu nu știu unde să încep casa. Nu e bine zona asta, că e zona de spawn. Da. Cât mai departe. Eu zic în mulți ani dacă... Minim 256 de blocuri trebuie făcute. De ce? Păi așa se face. Ei, am dat naștere unei pui. Opa. Hopa. Am greșit. Hopa. Penelopa. Opa, uța, uța. Nu mai știu cum ziceai, hopa, hopa, Penelop. Da, ce opa. Să mai facem? De fapt, nu știu ce să zic. Hai, fă-te, fă-te. Vrei să facem la marginea unui ocean, așa să avem privire la ocean? Da, ar merge. Și ne extindem peste ocean? Dacă vrei tu, mie mi-e ok. Așa, acum facem... A, nu mă! Opa! Și opa. Mai întâi am zis corect. Apoi am crezut că am greșit și acum am făcut greșit. Deci, așa, așa, se fac cablurile. Cu cablurile, acum, ne mai trebuie mai mult tin. Și mai punem și niște cupru l-a făcut. Vreau pe space-ul, tată. Îmi place să spamez, știi că sunt pe sub copaci. Punem în forma asta 4 bucăți de tin, 2 de redstone și un cupru și primim o baterie. Acum punem bateria așa, 3 refined iron și un iron furnace și avem un generator. Care acesta funcționează pe bază de cărbune. Punem gen 8 cărbune, cred că ar ajunge. Punem 8 aici și 8 aici. Punem niște pe aici și așa. Și acum aici se umple cu energie. Văd că bufferul acesta este destul de mic. E buffer. Ce mă, așa? Buffer. Și acum facem un macerator. Practic, ce face acesta? Veți vedea. Andrei! Ne trebuie ceva deja mai complicat. Un electronic circuit. Care deja ne trebuie mai multe cabluri și niște redstone și niște refined iron.
Nu mai ai cumva niște rubber? Nu. N-avem destul rubber. Du-te și ia-ți. De unde? Din Dic, habar n-am. Caută-ți, învață să-ți cauți. Casa la început o să fie din marble. Păi dacă știi tu ceva mai frumos, vino și fă, dacă ești mic. Diamond. Pfff, păi tu. Știi că cu câte diamond trebuie mici, de abia două blocuri. Da. Da, facem casa, știi, din două blocuri. A, să-mi spui dacă aveți o junglă și să pui weapon pe la junglă. Păi și eu vreau junglă. De ce vrei junglă? Fiindcă îmi trebuie blend-ul ăla de junglă. Și de ce îmi zic de junglă? Fiindcă ești Tarzan și îți trebuie mediul tău natural. Nu. A, și după cât puteți observa, sper că observați, aici... S-a mai epilat puțin Andrei și nu mai are atât de mult păr la sub braț. Este acea gaură care a rămas de la Sticky Resin și a mai putea să dăm o dată click dreapta aici și ar dispărea de tot și nu s-ar mai reface. Numai exact, deci nu mai crește părul la sub braț. Cam asta ar fi logica. Dar mai există o modalitate mult mai ușoară și mai rapidă, dar trebuie să aveți junglă. În junglă există un tip de copac foarte mare, care din lemnul ăla a lui, ai nevoie de un extractor, care este o altă mașinărie din Industrial Craft și poți să extragi sticky resin. Oh, valoarea! De fapt, treabă. Oooo, ce altă parte. Să iau un copac din ăla ca să fac rost de niște trunchiuri să... Tot am de voi. Păi pe hartă dă M, că mi se vede casa care o fac pe moment. Ce? Dă M, că se vede casa pe care o fac pe moment. N? M, M, M. X, mă, X, pardon, doamne, ci că M, ca să vezi harta. Ah, uite, mă. Să pot să dau Z, Z, Z și să măresc. Ia uitați-vă cum construiește nenea Grex. Tu unde ești, mă? Mă vezi? Minimap options. Large map opacity. Am făcut să se vadă mai clar harta asta. Da, mă, te văd. Eu sunt la căsuța mea. Căsuța noastră. Ăstră, cuibușor de nebun. Te așteaptă ca să vii căsuța noastră, unde noi ne-am... Nu să continui. Acolo ne-am înzestrat căsuța noastră, freacă-mi bicul de aligator. Sigur o să aibă gust de aspirator, nu de aspirator. Nu știu ce să fac, sunt foarte indecis. A venit Andrei în cartier, ți-a dat căpățâna peste față și ți-a luat imediat mâna, brichie, brichie, bum, o rimă de căcat și pe ea eu m-am pișat. Frică, frică, bum, frică, frică. Când o să postez primul episod din Take It Light, Andrei? După ce se postează episodul 5-3 din Daisy. Și acum postez un episod și mai și filmezi? Exact, așa fac și eu mereu. Să mă duc. Păcat că ești băiat și că nu ești fată. Și păcat că nu te cunosc. Personal. Exact. Și păcat că ești un grățan exact ca mine. Și păcat că Robert... S-a mai făcut rubber! Ia sta! Cea mai fericită zi din viața lui Andrei. Yay. Nu. Oh. Doar la 50.000. Care a fost cel mai fericit moment din viața ta în Minecraft? În Minecraft? Da, când l-am luat. Mă rog, în timp ce jucai mă refer. La mine cred că la Survival Games, nu știu ceva. Când mi-am luat... Când am câștigat Survival Games prima oară, cred, sau ceva în genul. Când mi-am luat... Take It Light. Când... Am descoperit că am stat, cred că vreo 3 ore la un moment dat, să mă chinui să-mi downloadez ca mod Buildcraft. Că mi se la hack. Mi se părea cel mai genial mod. Și apoi am aflat de Technic Pack. Știi că era la început Technic Pack? Da. Nu ai ieși să mă culc. Și când nu l-am downloadat, a fost cea mai fericită zi din viața mea, de Minecraft. Eu când am început să joc Hexit, mamă ce-mi plăcea. Ce așa de mult. Ai, ieși. Da, hai să termin podeaua și vin și eu să mă culc. Da, doamne.
Mai am încă puțin. Ok, atunci mai lucrăm noi la mașinării. Deci ce vreau să facem? Un mercerator. Tu și cine? Tu și echipa ta? Eu și... Oh, unde lucrați? E pregătit patul, eh? Aha, fraierica geamantan. Vezi că te bat cu ăla ce își ascunde maica ta în dulap. N-ai cum să mă bați cu intelectul tău. O critica. Nu a avut sens asta, știi. Așa, facem noi un electrical circuit. Băi, n-are niciun sens de la ce mă gândeam, că ești atât de gras, încât gras și se îngrașă pe lângă tine. Ce? N-are niciun sens. Ce? Deci ești atât de gras, încât gras și se îngrașă pe lângă tine. Ce? N-are niciun sens. Sau ești atât de prost, încât proștii se prostesc pe lângă tine. N-avem destul flint. Nici nu cred că avem flint. Avem unul. Oh, Andrei. Și eu l-am luat. Nu bule. M-ai făcut, Andrei. Te-am făcut. Terminată casa aia, vine să vezi. Nu mă interesează. A, nu? Ok, nu mai o să locuiesc în ea. Poți rămâi în cocioaba aia ta. Nu. Păi. Ia, uite un creeper. Salutări. Numele meu este Frederica Geamantan. Eram sigur. Oh, mamă, deci știi cum la fix am prins când nu bubuia. Hai. Ne trebuie flex seeds. Av, ce? Flex. Stai să mă gândesc, nu le aruncam încă. Hai la culcare. Monsters near body, Andrei dispari. Bună asta, n-am ce zice. Ok, acum să o mor un monster. A, uite un creeper, mamă, ce urât stătea. Nu! N-ai să le pasă, nu? Te cânce așa. E, faci tu rost de ele până la acoperi-o doar tu. Bă! A! Le-am ca să la partea lipsă cu dirt. Ce partea lipsă? Ah, știi, în loc de geam pui pământ. Pui jeg. Andrei! N-ai... Andrei! Da? Uită-te pe geam. Și că asta era așa de la începutul. Cum de la început nu era așa de la început? Așa a fost mereu, de când, l-am, de când a explodat creeper-ul, mă refer. Aaa, credeam că de când l-am făcut eu. Culcă-te. A, bă, gata, bă. Gata, nu mai da, gata, stop. Gata. De ce ai făcut un ăla din iron? Gata, mă, nu mai da. O să fie mai puternic decât ăla din iron. Deci ăla de ziua. Dă-mi patul. Dar nu e la mine. Nici la mine. Nici la, e la tine, e pe jos. Ia-l, dormi. Păi atent. Eu am pornit timerul măcar. Nu! Ok. Este posibil ca acesta să fie un episod mai scurt sau mai lung pentru că am pornit timerul de la 10 minute. Ajută-mă să fac. Vrei să vezi casa? Nu, vreau să fac după ce fac rost de flint. Da, vreau să văd casa după ce fac rost de flint. Nu duc pe, spre casă, fără să mă uit, numai pe hartă. Hai mă, că știu că era flint. Căsuța noastră. Undeva. Unde eu cu bunica ne-am sărutat. Ne-am este dat o limbă neîncetat. Făche, făche, făche. Și tot o oaie în... 3, 4, 5, 6, 7... Bă, flint, iau... Știți ce? Cred că o să iau cam tot gravelul de aici să fac cost de mai mult flint. Atunci. Băi, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, poate nu o să le iau chiar tot, e cam mult. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fac ușa de aia automatizată, cum făceam eu. Da, dacă vrei. Pe bun.
Căsuța noastră, unde ne-am dat o limbă? Nebunie! Nebunia lui Juvel! Stai așa, că nu e chiar așa! Nu poți să faci... Ce prostie, nu poți să faci scări din marble? Ce porcărie! Nu mai îmi place... Nu mai îmi place de chit, hai să închidem seria. Este mai gata, avem flint pe viață. Pe viață? Da. Sunt mort. De ce? Pentru că am o grămadă de gravel care în maceratorul care tocmai vreau să-l fac și pentru care avem nevoie de flint. O să macerez gravelul și stă flint. Oh, Andrei! Totuși, cred că ar fi mai logic să trebuiască să topești gravelul și să-ți dea flint. Logica, logica! De fapt, nu. De fapt, nu. Lorise. Cum e? Lorise. Și nu am nevoie, va da de... Ai nevoie de un dic peste față. Deci acum o să ne consumăm tot cablul rămas pe un dic peste față. Ca să transmitem electricitate. Sau poate pe să mai slăbești. Și acum ceea ce face acest macerator, bagi aici chișet. Și slăbești. Și o să, dintr-un singur minereu o să producă... Două minereuri! Calorii. Două prafuri. Care din le prafurile bagi, alea le mai bagi faci într-un calorii. Furnal și fiecare praf îți dă un iron. Și cu ironul ți-l bagi în popou și crești. Acest mecanism foarte ștecherie cu să... bunica pe Andarie. Okay. Nu să mai văd dacă s-a mai făcut ceva sticky resin. Deci când mă anunț de vreo junglă sau ceva, spui. Sandstone. Băi, dacă asta nici nu-i prea departe. Păi, dar nici nu trebuie foarte departe. Chestia e că acum am trebuie... Dai că aici boss. O să fac intrare și chestii. Cu un stick hirașină. Mamă, hai să ne călugărim pentru asta. Tu primul. Imediat după ce ne alegem biserica. Dar vezi că stăm la aceeași biserică și în aceeași cameră, ai înțeles? O stivioleza în alb noapte. Caradu, Loris. Ce? Avem un coleg în clasă care îi cam... Cam gay? Da. Mhm. Deci înseamnă că seamănă cu tine. Oh! Bine, gata. Asta a fost o mini critică. Asta a fost o critică mare. Să nu le bagi în seama, am momentele mele. De prostie. Pur și simplu ignorăm. Dă-te, te rog, un pic încolo, așa nu știu. Serios, Andrei, uite cât de nasol arată. Nu mai da! Dar nu pot să dau! Eu iau damage, ești... Mai am jumate de inimă. Nu, te rog eu frumos! Te rog eu frumos să nu faci asta, te rog, e singura mea dorință. Am scăpat. Bine, Joseph. Joseph Haydn. Nu! Joseph Haydn! Ah, cum n-ai murit? Mai am o inimă și un pic. Acum două jumate. Joseph Haydn, fugi! Cu Dumnezeu înainte! Deci dacă mă omori, te plezesc pe dic, te plezesc. Nu mai avea o inimă. Acum am 3 jubate. Uite, mă. Bine, hai că le pun în chest amândouă și nu le mai iau. Cum să nu? Serios?
Și acum vine Jack și întecătorul cu Dicu pe freza mea. Lasă-mă, că aici cald. Te-o prins, poți să pleci. Dicus camuflatus. O, Andrei, beatboxer. O, Andrei, câtă eleganță. How elegant. Vezi că mă apuc să fac armură full. Nu, nu. Nu fi PC. Fi piansi. Filez, nu fi PC, fi piansi. Mă apuc aici de mecanisme, de buneli. Fracădicula. El. Nu. Așa. Oiță cu armură. Yeah. 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 Știi că am folosit un stack de fier, nu? Dar ai folosit un stack de fier. Folosești și un stack de diamonduri și îmi fac un stack de betelexuri și te omori de un stack de ori. Nu glumesc, am fost folosit mai puțin de jumate, că folosesc maceratorul, bitch. Ai fost folosit. Am fosilizat. Bitch. Deci zi-mă până la urmă, când ne călugărim? În 30 mai. Sunt pregătit. O să vină în curând ziua aceea. Ce fost? Și acum mâine la șchid. De acum s-a schimbat nu știu ce chestie dată și să inventați ziua de 32 mai. Hai, e pe 60 mai. Și ce, acum la știri, apropo, și mai, da, dai 60 mai se inventa. Da, nu există decât 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 32 și direct 60. Oh, văd pistoane, văd șmecherii. Let me alone, mă chinui aici să fac nebunul. Cred că am reușit. Cred că am reușit imposibilul să-l fac pe Andrei să slăbească un kill. Sau poate l-am făcut de mult. Poate Andrei de fapt i-am slăbat de 5 kg. Andrei. Da. Poate te-am făcut, aveam un kill și te-am făcut să slăbești și te-am omorât. Nu! Andrei, ești în viață? Andrei. Don't be... Oh, merge tot mecanismul meu. Uite cât de bine merge. Sunt așa de mândru. Andrei. Andrei, știi cât te iubesc, zici ce am vrut să-ți mai greu decât să te omori. E sigur, era ultima mea dorință, da. A, uite, alt Andrei. Ce ne trebuie pentru un extractor? Ok, și încheiem acest episod plantând acest copac. Crești! Andrei, mai stau și eu 5 minute și ies afară. Bine. Mai intră după. Ok? Ok, deci cam atât pentru acest episod. Stai să termin măcar cu asta, cu pistoane și închei. Sper că v-a plăcut. Te rog frumos, Andrei. Tu știi că ești iubirea vieții mele. Deci tu, eu n-am avut altă iubire în afară de tine, fiindcă știu că tu ești femeia perfectă. Să subscribe, share, like și ne vedem data viitoare. Pa!